Și asta e tot? Nu am văzut niciodată o colă atât de mică! Iar eu am mai mult noroc! Mai mult? Doar priviți aici! Nu am mai văzut niciodată așa ceva! Dar începe cea care are cel mai puțin noroc! Mary, tu ești aceea! Ușor! Mai rămâne doar să deschid sticluța asta! Dar cum? Firar, nu-mi reușește! Și nici dinții nu mă ajută! Dar oricum mă descurc eu! Deschide-te! Rapid! V-am zis eu că o pot desface! Delicios! Păcat că atât de puțin! Emma, e rândul tău să-ți guști sucul! Da, e clar sucul meu preferat! Apropo, de ce să nu-l fac și mai delicios? Am o idee genială! Îi pot adăuga niște miere! O am chiar aici! Minunat! Punem mai multă! Două deserturi favorite într-unul! Gata! Mai rămâne să amestec bine! Perfect! Și desigur nu-l pot bea cald! Trebuie să-l răcesc bine! Chiar aici, în congelator! Așteptăm! Cred că e gata! Acum pot bea! Mai exact, pot mânca! Priviți ce am aici! Delicios! Uimitor! E jeleu cu gust de cola! Așa e! Și totul mulțumită mierii și răcorii! Sunt încântată! Vreau să-l mănânc pe tot deodată! Și nimeni nu mă oprește din a o face! Ups! M-am murdărit puțin! Încercăm din alt unghi! Și e la fel de bun! Probabil e foarte delicios! Chiar așa! Vai! Mi s-a lipit mâna de sticlă! Fetelor, mă ajutați? Nu, nu vrem să ne pătăm! N-am decât să mă folosesc de masă! Și ce să fac cu mâna? Văd o singură variantă! Ce mai e rândul meu să-mi gust sucul? Pentru asta mi-am și pregătit un pai! E chiar aici! Oh, nu! S-a dus la fund! Firar, așa nu-mi voi mai bea sucul! Ce bine că mai am o grămadă de paie! Și-mi pot face cu ușurință un pai gigantic! E delicios! Emma, propun să-i furăm ideea! Și sucul! Ador cola! Și asta ce mai e? Așa... Fetelor! Cum nu vă e rușine? Nu v-am învățat acasă că nu e voie să iei ce nu-ți aparține? Zgârcioaga! Trebuie să-i dăm o lecție! Ce bine că am mereu Mentos la mine! Îi arătăm noi ei! Îl turnăm pe tot! Păzea! Ura! Explozie! Ce tare! Oh, nu! Acum sunt toată lipicioasă! Și nu mai am ce bea! Deși fetelor sunteți așa de haioase, am meritat! Sigur nu mă satur dintr-o așa porție! Deși ce bine că e mică, tăieței sunt iuți! Iuți? Nu am noroc! Tu? Tu măcar ai văzut ce găleată stă în fața mea? Ce bine că de data asta începe Kate! Nu sunt o lașă! Sigur mă descurc cu tăieței! Gustăm? Nu e așa de rău!
O, nu! Ce fierbinte e! Vai! Fetelor, vă așteaptă o surpriză neplăcută! Da, nu e a bună! Emma, nu te invidiez deloc! Cu cât mai repede mănânc bomba asta cu ceas, cu atât mai repede mă scap! Pornim! Pot să o fac! Încă puțin! Vai! Cred că încep să mă prind despre ce vorbea Kate! Nu am mai văzut niciodată atâta foc! Acum e mult mai bine! Apa mi-a fost de ajutor! Mary, gata cu vorbăria! Mănâncă-ți tăieței! Nu mă voi descurca! Nu o pot face! Dar încerc! Pornim! La atac! Vă voi demonstra că sunt puternică! Nu mă fac pe mine niște tăieței! Fetelor, mi-e foarte rău! Emma, dă-mi apa! Doar suntem prietene, iar prietenii nu se lasă la greu! Așa e! Mulțumesc! Așa mi-e mult mai bine! Pot continua să mănânc! Doar nu uitați să mă stropiți constant cu apă! Ajutor! Continuăm! Mulțumesc! Ne bucurăm să-ți fim de ajutor! Stropiți, fetelor! Oh, nu! Apa s-a terminat! Deloc la timp! Ajutor! Uimitor! Fetelor, scuze pentru păr! N-a fost cu intenție! Ups! Au! Un cactus foarte ascuțit! Ascuțit și foarte mare! Al tău e mare? Deloc! Tu încă nu l-ai văzut pe al meu! Leșind doar privindu-l! Liniștește-te, totul va fi bine! Mary, ne vom convinge după exemplul tău! Okay. Tu vei mânca prima! Am o idee! De ce să nu mă scap de toate acele? Atunci sigur nu mă va durea nimic! Am ceva de muncă la asta, dar rezultatul mă va bucura! Perfect! Uf, nu e bun deloc la gust! Dar ideea cu penseta a fost utilă! Nu m-am înțepat deloc! Oribil! Emma, e rândul tău! Și eu mă voi scăpa de ace, dar o voi face mult mai elegant! Ca un ninja adevărat! Exact cum trebuie! Wow, Emma! Ești un adevărat ninja! Bravo! Mulțumesc! M-am străduit! Gata cu vorbăria! Timpul să înfulec! Iac! Cu așa scârboșenie nici măcar un ninja nu se poate descurca! E grețos! Mă scuzați, dar nu pot! Oricum trebuie să-l mănânci! Cine a gândit regulile astea stupide? Fie! O, nu! Mi se face rău! Gata! Ajunge! Nu am mai mâncat niciodată ceva mai respingător! La o parte cu el! Kate, ai mai rămas doar tu! Ce v-am făcut să merit asta? Cred că voi merge pe urmele lui Mary și eu voi scoate acele cu ajutorul pensetei! Dar asta clar va dura ceva! Am o idee mai bună și mai rapidă! Kate, ia drujba! Drujbă? Oh, nu, nu mă pricep să o folosesc! Iar cu penseta e floare la ureche! Cred că trebuie să tragem un pui de somn! Vom avea ceva de așteptat! În
încă nu a terminat! Ce plictiseală! Oh, mai că m-a dormit! Aproape gata! Încă puțin! Am terminat! Fetelor, priviți! Ce mai au adormit? Trebuie să gust singură cactusul! Ce bucată oribilă! Iac! Fetelor, aveți dreptate! Cactusul are un gust îngrozitor! Dar dacă ele dorm, îl voi arunca și nimeni nu va afla! E planul perfect! Mă voi scăpa de tine numai decât! La o parte! Ce s-a întâmplat? Eu? Mi-e foarte rău! Am mâncat până și ghiveciul! Biata Kate! Uf, a trecut! Tare! Ador Nutella! Mai ales când e așa de multă! Oricum eu am cel mai mult! Priviți aici! Un borcan imens! Dar începe Kate! Pornim! E prea devreme să o gust! Mai întâi am nevoie de pâinici prăjite ca să întind crema pe ele! Și le voi găti în mini-bucătăria mea! Priviți ce drăguț! Aici am pâinea și o punem în tigaie! Drăguț și delicios! E gata! Pot întinde crema! Ce bine arată! Sunt încântată! Și în sfârșit pot gusta! Aș mânca doar asta pe veci! Mmm, ce bună e! Păcat că borcanul e așa de mic! Nutella nu e niciodată îndeajuns! S-a terminat foarte repede! E gol! Mary, rândul tău! În sfârșit! Mă pot bucura de Nutella fără adaosuri! Pentru asta am nevoie doar de degete! Wow! Mmm, aveați dreptate, e foarte bună! Wow! Voi lua mai mult! Îmi place! Nu e deloc elegant! Dar e foarte delicios! Am mai rămas puțin la fund! Oh, nu! Mâna mea! Firar! Kate, ajută-mă! Poate aici ne va fi de folos drujba? Nu! Orice, dar nu asta! Oh, Emma, ești un geniu! Mulțumesc mult! Timpul să mi-au rămas bun de la borcan oricum era gol! Emma, e rândul tău să mănânci! Tare! Doar priviți câtă ciocolată! Dar și cu atât de multă mă descurc cât ați clipi! Să o gustăm! Mmm, da! Gustul autentic! Și mi-am pregătit o lingură imensă! E atât de bună! Arată apetisant! Firar! Lingura mea e prea mică pentru borcan! Dar nu-i nimic! Mă descurc și fără ea! Mai exact, voi bea totul! S-a murdărit toată! Kate, ce ziceai de eleganță? Da, Emma, ești toată plină de ciocolată! Ce e aia eleganță? Gustul e cel mai important! Restul sunt fleacuri! Și unde sunt gustările noastre? Se pare că zboară! Asta-i tot? Un ochi mic? Deși asta nu e tot! Ai un ochi mic, dar al meu e mult mai mare! Uite cine are noroc! Vai! Da! Eu sunt cea mai norocoasă aici! Uitați ce mi-a picat! Ați mai văzut vreodată un ochi de jeleu așa imens? Nu! Dar vreau neapărat să-l încerc!
Dar nu o vei face! Tu ai micuțul tău! Așa că haide, mănâncă! Îl pot mânca dintr-o singură mușcătură! Sau aruncare! Acum nu mai ai nici măcar un ochi mic! Și al meu, uite ce mare e! Ce zici de asta? Mă lași să iau o mușcătură? Poftim? Nu, îl voi mânca singură! Cât de gustos e! Dacă-ți place așa mult, lasă-mă să-l încerc și eu! Nu, nu-l atinge! E ochiul meu! Doar să gust! Nu, nu ți-l dau! Așa îți trebuie! Tu stai pe podea, iar eu voi mânca! Nu, dă-mi ochiul! E al meu! Ține asta! Să știi că doare! What? Delicios! Băi, ascultă, Kate! Hello? Poate împarți tu? Pleacă de aici! Nimeni nu va împărți! Ți-ai mâncat deja porția! Așa e! Mă descurc și fără tine! Dar cum să fac? Nu contează! Îl voi ronțăi! Ronțăi? Asta e prea mult! Ai nevoie de ajutor! Dacă nu ai împărțit ochiul cu mine, acum trebuie să te salvezi de el! Ura! Văd! Uite! Zboară înapoi! Ah! Oh, nu! Ce prieteni buni am! M-au salvat și mi-au lăsat și ochiul! Delicios! Ardei! Asta nu e bună! Aș spune că e groaznic! Vă, e ușor să vorbiți! Uitați ce imensitate am! Ce să fac cu el? E gigantic! Bine, nu-ți face griji! Totul va fi bine! Oricum începe Cindy! Da, mănânc acum! Uite ce ușor e! Și deloc iute! Aproape! Deloc iute! Nu! Iute! Foarte iute! Arde! Am nevoie de apă! Uf! Ce bine că era apă în apropiere! Haide, Andy, acum tu! Eu? Dar mi-e teamă! E atât de iute! Hai mai repede! Mănâncă o dată! Cred că mi se face rău! Ard! Stingeți-mă! E nevoie de ajutor! Suntem aici! Pompierii Cindy și Kate! Mulțumesc! Fără voi, cu siguranță aș fi ars! Trebuie să mă scap de spuma asta! Hei, nu pe noi! Uf! Kate, e rândul tău! Al meu? Dar eu nu am timp deloc, mai bine mă duc! Pe loc! Nu vei pleca nicăieri până nu mănânci delicatețea din fața ta! Bine, m-ai convins! O să încerc ardeiul! Nu e rău? Asta e tot? Nu! Acum îl vei mânca întreg! What? Ce? Ce faceți? Te ajutăm! Trebuie să mănânci! Credeam că suntem prieteni! Noi suntem prieteni! Și e timpul ca prietenii tăi să se salveze! Pentru că vine un incendiu! Exact! Incendiu! Și eu voi arde! Deja simt cât e de fierbinte! Ajutor! Pe curând, Kate! Trimite poze din spațiu! Cred că va lipsi pentru o vreme! Primim ceva gustos, iar eu să primesc porția cea mare. Mai puțină vorbărie, Kate. Okay. Trecem la treabă. Și fără tine știu. Și asta e tot? Un burger atât de mic? Nu mi-ajunge nici pe măsea. Se pare că cineva a avut ghinion. Mai puțină vorbărie, Andy. Deschide. Iubesc burgerii, dar mi-ar plăcea unul mai mare. Se pare că al meu va fi cel mai mare. Cum pariu pe tot ce am? După cum spuneam, tare! Ce?
nu e corect! Trebuia să fie al meu! Nu țipa! Mai bine priviți cum mănânc! Din moment ce sunt o fată îngrijită, un șervețel cu siguranță nu va fi deprisos! Am nevoie și de o furculiță și de un cuțit pentru a tăia burgerul! Awesome! Wow! Nici nu se vede ce tai acolo! De fapt, o fată foarte elegantă taie un burger la fel de elegant! Doar că voi nu înțelegeți nimic despre cultură! Delicios! Încă puțin! Dumnezeiesc! Rămâne doar să mă șterg la gură! Acum e rândul vostru, prieteni! Nu al nostru, ci al meu! Mi-e foarte foame, așa că voi mânca acest burger cât mai rapid! Îl împing pe tot în gură! Cât de gustos e! Da, cu siguranță nu te-au învățat maniere! Nu îi pasă de maniere când ai în față un asemenea deliciu! Păcat că a fost atât de mic! Da, sărăcuții, nu aveți noroc! Dar eu am un burger cu adevărat impresionant! E atât de greu încât mi-e imposibil să-l ridic! Îl voi mânca așa! Oh my God! Ce greu e! Salată! Hei! Lasă-mă să încerc! Pleacă! E totul doar pentru mine! Pot mânca rapid și fără ajutor! Am nevoie doar de un cuțit și o furculiță! Dar astea par prea mici! Nu-i nimic! Am un cuțit mai mare! Ce mai e și asta? E de asemenea prea mic! Așadar, e timpul pentru o drujbă! Doar nu ne tăia! Nu am nevoie să vă tai! Am nevoie doar de burgerul meu! Gata! Uitați ce frumusețe! Acum va fi mult mai comod și mai rapid! Și cel mai important, nici măcar nu mă murdăresc pe mâini! Da? Poate că acum vei împărți? Poftim? Să-l împart? Niciodată în viața mea! Ce zgârcioagă ești! Nu sunt zgârcioagă, mi-e doar foame! Nu uitați, sunt cu ochii pe voi! Nu, nu, ești o zgârcioagă! Nu-mi pasă ce spuneți, are un gust minunat! Uite ce burtică ți-a crescut! Nu ți-e rușine? Ce? Burtică? Groaznic! Salvați-mă! Ce să mă fac? Am nevoie urgent de la sală! Ajutor! Firar, ce cartofiori mici! Nici eu nu am mai mult! Ok! Da, nu aveți noroc! Cartofii mei sunt gigantici! Suficienți pentru a hrăni o armată! Cake din nou are cel mai puțin noroc! Lasă-mă în pace! Am mai puțin, dar cu siguranță au gust mai bun! Înainte de a mânca, trebuie să-i studiez în mod corespunzător! Cartofii, desigur, sunt foarte mici, dar totuși îi pot mânca cu penseta! Apropo, sunt gustoși! Dacă aș avea mai mulți, doar asta aș mânca! Dar nu mai am! Ce păcat! Doar eu, da! Poate vrei să împarți cu o domnișoară? Andy? Please! Eu? Nu! No? Nu voi da nimic nimănui! Yeah! Deci nu vrei să împarți? Ei bine, nu-i nimic! O să-ți dau o lecție! Am o idee! Cred că-ți plac cu siguranță cartofii cu ketchup! Yeah! Uite, Andy! Lasă-mă să te servesc! Așa va fi mai gustos! Servește-mă! Ține, nu-mi pare rău, mănâncă! Nu te murdări! Să vedem cum îți plac cartofii prăjiți cu sos foarte picant! Mănâncă, nu te distrage! E totul bine! Ce delicios! Ceva e în neregulă! De ce? E atât de iute! Se pare că chiar se simte rău! Acum va arde totul aici! Avem nevoie de apă! Multă apă! Va fi suficientă o găleată? Mulțumesc! Fără tine, sigur, aș fi ars! Vai! Mi-ai uitat toți cartofii! Ce să mă fac acum? Ți-am salvat viața și tu îmi spui de cartofi? Nu vă certați!
mai bine priviți cum mănâncă uriașii. Da, cartofii mei sunt uriași. Nici nu cred că pot mânca mai mult de unul. Un moment. Am nevoie de ceva. Desigur, între timp noi îți gustăm cartofii. Nu-i atingeți, sunt cartofii mei. Așa nu pot mânca, trebuie mărunțiți. Cu cât mai mici, cu atât mai bine. Funcționează! Ce face? Cum ce? Un recipient uriaș de cartofi prăjiți. Și apropo, mi-a reușit! Uitați ce frumusețe! Câți cartofi mi-au ieșit! Și toți atât de delicioși, atât de proaspeți! Ne ajung și nouă! Am spus să nu-mi atingeți mâncarea! Se pare că e timpul să revenim la vechea metodă! Sosul iute cu siguranță nu va fi în plus! Direct în față! Las-o să sufere! Ce faceți? Oh, nu! Cât de iute e! Îmi arde fața! Aleargă, aleargă! Între timp ne vom ocupa de cartofii tăi! Să sperăm că vom primi ceva gustos! Okay. Kate, verifică! Nu! Nu râdeți! Sunt de partea gogoșicii mele! Acum eu vreau să văd! Mă întreb ce mărime are gogoașa mea! Îmi place! E frumoasă și cu siguranță delicioasă! De mărimea ochiului meu! Și în gaura asta îmi pot băga degetul! Doare! Răule! Mai bine ridică-ți capacul! Cu plăcere! Nu înțeleg! Unde e gogoașa? Wow! Uimitor! Da! Poți hrăni un elefant cu asemenea gogoașă! În gaura asta nu-mi intră doar degetul! Intră întregul cap! Da, gogoașa mea e minusculă în comparație cu asta! Deși gustul nu e afectat, e încă foarte gustoasă! Ce delicios! Au! M-am mușcat de deget! Pentru că Andy mi-a distras atenția! Acum e rândul vostru! Ura! Deci acum pot să mănânc! Și o voi face foarte repede! Mănânci ca un lup flămând! Pentru că am o foame de lup! Dacă ați terminat, e rândul meu! Chiar dacă am o gogoașă uriașă, o voi mânca la fel de repede cum ați făcut-o voi! Pot mânca și din interior! Delicios! Vai, capul nu-mi iese! Cred că m-am blocat! Și am nevoie de ajutor! Ce? Ajutor? Nu-ți faci griji, te vom ajuta! Și nu oricum! Doar scoateți-mă de aici! Nu mai mâncați! Nu! Nu se vor opri niciodată! Vor mânca totul! Trebuie să mănânc și eu puțin! Uf! M-ați salvat! Te-am salvat și ne-am și săturat! Brocoli! Ia! Grețos! De acord! Iar al meu e mai mare! Al tău? Ai văzut ce imensitate am eu? E gigantic! Nici măcar nu-l pot cuprinde în întregime cu mâinile! Ce? Asta nu-i deloc cinstit! Nu te plânge! În timp ce tu te plângi, eu am timp să mănânc brocoli! Iac! Sper să mă descurc! Gata! S-a zis cu el! Și chiar că pare înfiorător! Și așa și este! E oribil, dar e rândul vostru! Nu al nostru, ci al lui Kate! Poftă bună! Al meu? Ei bine, o să gust! Oh, nu! E imposibil! Nu-l pot mânca! Dacă nu vrei, te obligăm! Așa că nu ne pune la încercare! Bine! Dați-mi scârpoșenia asta aici! Pornim! Iac! Groaznic! Nu mai pot mânca! Haide, haide! Asta nu e tot! Dacă faci pistețul, îl vei mânca chiar tu! Vino aici, varză stupidă!
Chiar îmi pare rău pentru ea. E un chin teribil. Mă chinui. Dar după cum puteți vedea, am terminat. Haide, Andy. Acum arată-mi cum mănânci tu. Sau ești un slab? Eu? Nu! Acum vă voi da o lecție. Ei bine, sunt gata. Hai! Mănâncă! Credem în tine! Mă bucur, dar nu mai încape în mine! Deja mă simt foarte rău! Cred că e timpul să merg la baie! Vine ceva foarte oribil! A, nu! Sunt doar gaze! E și mai rău! Ce duhoare! Da, mirosul e grozav! Se pare că mă pătrunde! Țineți-mă! Pic! Ups! Ce fanta mică! Și ce să fac cu ea? E cât degetul meu mic! Wow, iar eu am un suc enorm! Da! Mai bine priviți aici! Cât de bucuros sunt! Hei, de ce zec are așa de mult noroc? Cât timp se bucură, eu mă voi ocupa de sucul meu. Vai, e jeleu! De-abia aștept să-l gust! Ce delicios! Vai! Ups! Cred că din greșeală am înghițit sticla. Bravo, Monica! Ai băut până la capăt! Rândul meu! Ador Fanta! Cât de delicios e! Vai! Am mai rămas încă puțin la fund! Trebuie să beau tot! Până la ultima picătură! Cred că mi s-a blocat limba! Oh, nu! Zec! Am nevoie de ajutor! În fine! Dă-mi sticla aici! Tragem! Hei! De ce te-ai întins aici? Au! Ce faci? Zec, doare! Ups! Scuze, Wendy! Voi! Mai bine ocupă-te de fanta ta, Zec! Cu plăcere! Doar de unde să încep? Să încerc să strâng de sticlă! Uite așa! Cred că nu-mi reușește! Bietul Zec! Și sucul e atât de aproape! Râdeți cât vreți! Așa! Stop! Am o idee! Voi înclina sticla! Uite așa! Wow! Și jeleul chiar a curs! Cât timp Zec nu vede, voi lua și eu puțin! Încă puțin! Da! Aproape gata! Și o lovitură puternică! Delicios! Vai! Minunat! Am reușit! Vai, Wendy! Scuze, nu a fost cu intenție! Iar acum timpul să-mi fulec! Ce delicios e! Nu vrei să guști? Sunt plină de lichid portocaliu lipicios! Da, ce mai show! Înghețată Baskin Robbins! Dar de ce e așa de mică? Ador înghețata! Și încă de căpșuni! Vai, dar ce are Monica! E o găleată de înghețată! Și e toată doar a mea! Brr, ce frig e! Ce haios arăți, Monica! Iar acum, Wendy, mănâncă-ți mini înghețata! În fine, voi începe! Delicios! Ce nu e în regulă cu lingura mea? Ce să mă fac? Aha, am o idee! O voi întoarce! Ce gust intens! Dumnezeiesc! Cât de apetisant! Oh, nu! S-a terminat! Așa de repede! Ce să faci, Wendy? Doar acum e rândul meu! Luăm lingura și... Ce? S-a blocat! Oh! Am scos toată înghețata deodată! Trecem la degustare! Ce delicios! Cât de apetisant! Cât mi-aș dori să gust! Și am o idee! Ce simțuri ciudate! Ca și cum cineva s-ar ascunde după mine!
Aha! Uite cine-mi fura înghețata! Ups. Te-am prins, Wendy! Scuze, Zec, dar îmi doream puțin înghețată! Nu îndrăzni să-mi fur înghețata, ai înțeles? Iar acum pot continua! Nu-mi rămâne decât să privesc! Gata! Am terminat! Acum tu, Monica! Ce e cu mini-lingurița asta? În fine! Important e că e înghețata enormă! Cât de bună e! Oare când va obosi să mănânce? Oh, ce greu mi-e! Și așa de frig! Voi încerca să ling interiorul găleții? Ce face? Cred că are nevoie de ajutor! Mulțumesc, Zec! Mai că n-am înghețat! Voi! Se pare că Monica s-a transformat într-o statuietă de gheață! Wow! Ce frumusețe! Wow! De ce căluțul meu e așa de mic? Ce drăgălășenie! Nu mă pot opri din privit! Ce mai? N-am de ales! Încep! Mă leg la ochi și pornim! Zec, nu-ți reușește prea bine? Hei, ce mai e și asta? Bățul ăsta e așa de mic! La o parte cu el! Voi desface piniata așa! Da, așa voi face! Și înăuntru? Uite-le gustările mele iubite! Le ador! Și de ce mă priviți așa? Haide, Monica, rândul tău! Yeah! Cu mare drag! Unde mi-e șarfa? O punem? Mai întâi trebuie să mă pregătesc! Ce faci acolo? O lovitură sigură? Este! Auci! Doare! Până aici! Ține-te, căluțule! Uite așa! Uite așa! Ura! Și aici e și premiul meu! Gustările! Le ador! Doare! Bravo, Monica! Voi mânca tot până la capăt! Delicios! Vai! Dinții tăi, Monica! Au devenit un curcubeu! Ce mai, Wendy? Ai mai rămas doar tu! Mai întâi mă voi lega la ochi! Așa, sunt gata! Imediat! Uite așa! Da! Da! Wow! E o mare de dulciuri aici! Ce delicios! Pot înota în Skittles! Da! Hei, Wendy! Trebuie să purtăm o discuție serioasă! Wow! Cât de mult Skittles! Aici e îndeajuns pentru toți! Grozavă provocare! Aici! Oh, nu! Îmi retrag cuvintele! Cactusul ăsta a stricat tot! Nu trebuia să te atingi de el! Imediat îl voi îmblânzi de-a binelea! Începem! Uită-te unde arunci acele, Kate! Au, doare! Gata! Acum nu mi-e frică să-l încerc! Respingător! Ce-i asta, Kate? Un cactus imens! Ce coșmar! Și e tot doar al tău! Ce groaznic! Nu face asta! Kate, de ce? Am vrut să te salvez, iar acum sunt eu plină de ace! Wow! Guma mea preferată! Oh, my! Wow, are și umplutură, grozav! Trebuie să o gust mai rapid! Uite ce pot, Zec! Nu-i rău,
Oare îți va ieși un balon la fel de mare din guma cu surpriză? Lasă asta aici! E așa delicioasă, mai vreau! Vai, ce-i asta? Oh, nu! Mi-a picat un dinte! A mușcat-o! Wow, asta e chiar pe mărimea mea! Ok, nu mi-atinge guma! Zgârciogule! Nu-mi imaginez cum s-o bag pe toată în gură! Important e să încep! Și eu vreau! Ultima bucățică nu mai are loc nicicum! Ajută-mă, s-a blocat! Ia, ce scârbos e! Kate, hai, trage mai cu forță! Încerc! Un Mentos enorm! Ăsta da noroc! Wow! Și porția mea unde-i? Asta-i tot? Oh, no! E doar o frimitură! No! Fie, voi mânca ce-am primit! La o parte, încep! Deschidem! Câte dropsuri! Wow! Zac, nici nu privi spre ele! Le voi aduna pe toate într-o grămadă! Gata! Adăugăm puțin pepene verde și puțin cola! Zac, asta e pentru tine! Iar eu mă pregătesc de explozie! Ups! Ce se petrece? A mers! Uite câtă spumă! Chiar nu-ți place? Kit Kat, exact ce trebuie! Unde-i porția mea? Nu se vede nici cu lupa! Dă-mi și mie! Te rog! Ești așa drăguț, Zac! Bine, hai, să împărțim pe jumătate! Mersi, Kate! Zi și tu ce bun e! Așa-i! Asta-i pentru mine? Grozav! Wow! Ce tare! Zac, o împarți cu mine, așa-i? Bineînțeles că nu! Toată imensitatea asta de ciocolată e a mea! Mai rămâne de văzut! Ține asta! Ce crezi că faci? Nu mai fi așa brutală! Trebuia să împarți cu mine, tu ești singurul vinovat! L-ai distrus! Ce bun e! Lapte și un om de turtă dulce, ce drăguț! Ce bine miroase, ascorțișoară! Gustă-l mai repede! Se topește în gură! Și mi-a amintit de Crăciun! Uite-l și pe omul meu de turtă dulce! Bună, frumosule! Laptele ăsta mi-ajunge ca să-ți fac o baie! Dar nu are loc în pahar! Știu ce să fac în cazul ăsta! Un duș! Nu! Prea târziu, Zac! Scuze, ești victimă colaterală! Și cu asta ce? Mie mi-a ieșit planul! Omul de turtă dulce s-a îmbăiat în lapte! Skittles s-au picat pe mine chiar din cer! Wow! Trebuie să le gust chiar în momentul ăsta! Ador bomboanele astea, sunt atât de aprins colorate! Rândul meu! Oh my God! Dă-te, Zac! Doar uită-te ce pungă enormă!
Ca să le încerc, am nevoie de o scară. Wow, am intrat! Zici că e o piscină imensă de Skittles! Imediat sar și eu în ea! La o parte, Kate! Wow, chiar că e grozav aici! Punem că e doar un coșmar! Vreau o pizza enormă, nu feliuța asta! Iar eu cu mare plăcere aș mânca-o! Scuze, dar n-a mai rămas nimic! Fie, eu am ceva mai bun! Știam eu că tu vei primi pizza cea mare! Și e minunat! O voi rula și o voi mânca! Doare! Ups, scuze, Kate! Aproape că m-ai omorât! Trebuie să mă scap de stres rapid! Dă-mi pizza! Se pare că am rupt-o! Deși așa e mai bine, acum avem amândoi mâncare! De acord! Sunt sigur că ne vom sătura! Când apar gustările? Oh, Huba Buba! Eu o am pe cea mai mică! Iar a mea e mai mare! Iar a mea e și mai mare! Ale voastre sunt în miniatură pe lângă a mea! Chiar că e grozavă Huba Buba ta! Jill, tu ai cel mai puțin, începe! Cu plăcere! Chiar dacă e mică, sigur e la fel de bună! Toate sunt gustoase! Cred că o pot mânca pe toate deodată! Așa e mai rapid și mai gustos! Fost floare la ureche. Se pare că m-am înnecat! Ajutor! Au! Măcar uită-te unde scuipi! M-am speriat că mi s-a lipit gâtul! Mary, acum e rândul tău! În sfârșit! Ura! O grămadă de gume mici și foarte delicioase! Îmi ajung pentru mult timp! Cred că nu te poți abține. Da, așa e. Nu sunt eu de vină că sunt așa gustoase. Uitați, vine un super balon de gumă. Uitați ce enorm e. Chiar că te ridică la cer. Ciao, ciao. Uitați, sunt așa de sus. Pe lângă mine zboară doar păsările. Ah, accident aviatic. Vai, asta va durea. Zbor! Incredibil, a fost foarte amuzant! Andy, tu ai mai rămas! Grozav! Wow, ce grozăvie! E cea mai mare gumă de mestecat pe care am văzut-o vreodată! Cea mai mare și cu siguranță cea mai bună! Da, pare foarte gustoasă! Și apetisantă! Părea mare, dar m-am descurcat cu ea rapid! Vine un balon de gumă, priviți! Wow! Grozav, enorm! Baloanele astea de gumă nu-s prea trainice! A fost grozav, foarte distractiv! Awesome! Ce ochi mic de jeleu am! Ai voștri sunt efectiv enormi! Nu-i corect! Mie mi se pare că e foarte corect! Grozavi ochi! De acord, mai ales al meu, cel mai mare! Stop! Pe loc! Ochiul meu e cel mai mic, înseamnă că eu încep! Ba, am chiar și o furculiță specială pentru asta! Firar, e prea alunecos! Acum trebuie să mă chinui să-l prind cumva!
Deși nu, se pare că nu m-am chinuit. Chiar dacă e mic, e foarte gustos. Mai ales cu așa gem apetisant în interior. Păcat că e doar unul singur. Gil, acum e rândul tău. Cu mare drag, chiar sunt flămândă. Ochiul meu e mai mare, de-aia am nevoie și de cuțit, nu doar de furculiță. Așa pot să mănânc gigantul ăsta mai rapid și mai comod. După cum mă așteptam, e grozav la gust. Îmi amintesc gustul ăsta. Nu știu cum să fac să mă opresc. E așa gustos? N-am cuvinte. Chiar că viteza e uimitoare. Altfel nu se poate, vreau să-l mănânc pe tot deodată. Vă rog să mă iertați. Ce miros, puteai să te întorci. Mă bucur doar că acum e rândul meu. Iar eu sigur am nevoie de o furculiță uriașă. Se pare că e cam grea. Chiar că e problematic. Am nevoie de făină să pot ridica și menține furculița asta imensă. Nu o să mai fie așa de alunecoasă. Deci, cum vi se pare? Oh, se pare că avem musafiri nepoftiți. Ai grijă! Vai, se pare că nu rezist la așa greutate. Ce mai muscă grea! Dar mulțumită ei, ochiul e al nostru. Ba nu, mâinile acasă. Chiar și fără furculiță mă pot descurca rapid cu ochiul ăsta delicios. Ați avut dreptate, e de nedescris de bun. N-am mai mâncat așa ceva. Ați văzut? Aproape l-am terminat. Vedem și simțim, tot geleul zboară în noi. Mănâncă mai cu grijă. Nu pot, e așa gustos că nu mă mai gândesc la maniere. O înghețată mai mică nici că n-am văzut. Iar eu am mai mult noroc. Tu! Uite, eu am noroc. Doar uitați aici ce munte de înghețată am. E atât de multă și atât de delicioasă. Yes! Wow! Și eu vreau. Ce mai aștepți? E timpul să mănânci. Chiar că ce mai aștept? E timpul să mănânc. E așa de mică încât o pot prinde cu gura dacă o arunc. Pe bune? Sigur, convinge-te! Ta-dam! Wow, chiar a mers! Doar ștergeți nasul! Chiar, mersi! Firar, s-a terminat! Mai rămâne doar cornetul! Gata, Jill, acum tu! Haide, Jill! Eu nu vreau să mă joc cu ea. Vreau să o dau gata cât mai repede. Ce gustos! Ce muncăcioasă! Nu mai spune! Gustos! De ce e așa întuneric? Oare când își va da seama? Se pare că am înghețată pe ochelari. Nu-i de bine, am nevoie de alții. Văd din nou! Și pot linge înghețata de pe ochelari. Cu tot cu cornet. Apropo, chiar e grozav. Andy, e rândul tău. În sfârșit! De când visam să-mi fule grămada asta gustoasă? Pot face tot ce vreau eu cu înghețata asta. Pot să o iau și în mână dacă vreau. Contează doar să o mănânc pe toată.
E așa gustoasă. Dar e așa de multă că mă congelez. Ești tot albastru, poate ți-ajunge? Nu, trebuie să termin toată înghețată. Dar ești deja un țurțur. Nu-i nim... Incredibil, s-a congelat! Trebuie să-l salvăm! De acord, trebuie să-l încălzim. Doar salvați-mă, vă rog! Nu simt nimic! Nu te îngrijora, este aproape salvat! Mersi mult! Înghețata a fost bună, dar mult prea rece! Ce va mai fi de data asta? Burgeri! Grozav! Nu-i grozav, eu n-am burgeri, am o frimitură! Iar al meu e chiar foarte tare! Wow! Dar nu așa ca al meu, ha-ha, ai voștri sunt frimituri! Mai ales a lui Jill! Știu asta deja, nici măcar nu se vede! Chiar! Dar costumul meu de om de știință și aceste instrumente mă vor ajuta! Interesant! Arată destul de grozav! Cu o pensetă specială îl voi pune la microscop! Uite, acum se vede clar că am un burger veritabil în față! Văd până și chifteaua și salata! Doar că în realitate arată oribil! N-am simțit nici măcar gustul! Ha-ha, nu a fost așa de veritabil! Nu am noroc! Iar uite că eu am! Burgerul meu arată foarte gustos! Deși nu-mi place cum miroase! Dar pot îndrepta asta! Ingredientele nu miros deloc apetisant! De-aia mă voi scăpa de ele! Puteai face asta mai cu grijă! Ce mai e și asta? Uite ce, suntem pline de ingredientele tale! Chiar că acum și noi mirosim ca ele! Păi scuze, nu am intenționat să fac asta! Uite, așa e mult mai bun! Fiecare mușcătură e de nota 10! Și eu aș vrea să gust așa burger? Oricine ar vrea! Chiar că arată foarte apetisant! Normal, e magnific! Păcat că e aproape gata! Aș putea mânca așa ceva toată viața! Mary, tu ai un burger imens! Știu, și e tot al meu! Ciudat! Chiar că e greu să muși din așa enormitate? Dar am o idee! Nu, bâta nu mi-e de folos! What? Nici casca! Și asta ce mai e? Nu, nu-i ce trebuie! Ce mă poate ajuta oare? Ah, chiar, drujba! Ah, nu ne tăia! N-am nevoie de voi, am nevoie doar de burger! Doar o bucățică face cât burgerii voștri la un loc! Ce delicios! Și noi vrem! Nu mai pot! Nu-l atinge, e al meu! Cu zgârcenia nu ajungi niciunde! Uimitor! O acadea! Sigur va fi delicioasă! Și eu am o acadea, dar mai mare! Asta să fie mare? Doar priviți ce am eu! Nici nu are loc pe farfurie! Cât de tare! Fetelor, cred că m-am îndrăgostit! La
La o parte, eu prima. Măcar la ceva trebuie să am noroc. Oaca de-a nu e doar gustoasă, dar și haioasă. Deși jucatul cu ea nu e la fel de tare ca linsul. Ce păcat că e așa de mică. Se va termina rapid. Monica, acum poți trece și tu la porția ta. Cu plăcere! Dar nu o voi linge pur și simplu. Am o idee. Acum nu am o acadea mare. Am o porție mare de bombonele mici. Nu-i grozav? Așa pot să prelungesc plăcerea. Fetelor, nici nu vă imaginați ce fericită sunt. E delicios! Eh, îmi imaginez. Nici eu nu aș refuza un supliment. Am terminat! Lucy, rândul tău! Ciudat! Ceva clar nu e în regulă. Cred că într-adevăr s-a îndrăgostit de acadea. Înseamnă că acum e a noastră. Hei! Ce ați făcut? Cine v-a dat voie să-mi atingeți acadeaua? Dați-mi rapid înapoi ce ați furat! Ok, am zis să-mi dai tot! Fetelor, trebuie să decurg la magie ca să-mi fac acadeaua să revină la forma inițială. Bomboana mea! Nu mai las pe nimeni să te atingă! Vă interzic și să o priviți! E a mea! Cu atât mai mult că nu vreau să o împart! Ce zgârcioagă! Nu împarte cu prietenele! Ciudat! M-am lipit! De ce? Doar nu e gheață aici? Cred că e doar foarte dulce, de-aia e lipicioasă! Uite ce se întâmplă când te zgârcești! Exact! Dar uite câte acadele avem acum!